Bogdan Ioan Farcaș a reprezentat clubul Gold Star Baia Mare la 3 competiții de culturism dedicate seniorilor. În cadrul acestora, sportivul a reușit să câștige toate probele la care a participat, cucerind un total de 8 medalii de aur. Primul concurs la care a luat parte a fost Cupa Federației Române de Culturism și Fitness, competiție care a avut loc la Bistrița și care a reunit peste 100 de sportivi. Bogdan a urcat pe prima treaptă a podiumului la categoriile 70 de kilograme și Open, devenind de altfel și campion absolut al competiției. Pentru sportivul băimărean a urmat concursul internațional Grand Prix Pro Nutrition, întrecere care s-a desfășurat la Dej și a reunit peste 200 de sportivi din România, Ungaria, Spania, precum și alte țări europene. Bogdan Farcaș a cucerit alte 2 medalii la culturism și culturism clasic. Cupa Federației Române de Culturism și Fitness, unde am câștigat aurul la 70 de kilograme culturism și totodată am obținut titlul de campion absolut. A doua competiție a fost în mijlocul lunii septembrie la Dej, la Grand Prix Pro Nutrition internațional, unde în prima zi am participat la culturism clasic categoria 1,71 de centimetri, unde am ocupat locul întâi. A doua zi am participat la culturism la 70 de kilograme, unde și acolo am ocupat locul întâi. Nu în ultimul rând, Bogdan Farcaș a luat startul și la Campionatul Național de Culturism și Fitness. Aflat într-o formă foarte bună datorită pregătirilor intense pentru concurs, acesta a cucerit 2 titluri de campion național, precum și un nou titlu de campion absolut. Am participat la Campionatul Național de Culturism și Fitness, unde am ieșit campion național la 65 de kilograme culturism, campion național la categoria 1,68 de centimetri culturist clasic și totodată campion absolut al României. Bogdan s-a arătat foarte mulțumit de rezultatele obținute, mai ales că a avut parte și de adversari foarte puternici. De asemenea, sportivul băimărean a reușit cea mai bună performanță din carieră. Foarte mulțumit! Aș putea zice că e cel mai reușit sezon competițional care l-am avut până acum. Sportivul clubului Gold Star Baia Mare se pregătește acum pentru Campionatul European de Culturism și Fitness, competiție care va avea loc anul viitor. Următoarea competiție și cea mai importantă va fi Campionatul European din 2017, care o să fie cel mai probabil în luna mai în Spania, unde voi participa și voi reprezenta România la, în cadrul categoriei de culturist clasic 1,68 de centimetri, unde sper din tot sufletul să pot să obțin o medalie.